auzit? Am auzit, dar nu pot să vă spun detalii. Ați auzit în pușcătură? Nu, în pușcătura nu. Ați auzit-o pe soție plângând, înțeleg. Am auzit soția dânsă. Ce spunea? Că s-a împușcat soțul sau ceva de genul. Îl știați că e vânător? Soțul sau cineva, n-am reținut exact. Îl știați că e vânător? Știați care armă în casă? Nu, nu știam. Personal nu-l cunosc pe om, dar am auzit zgomot și de-aia am venit. Ați venit să-l ajutați? Da, am crezut că se poate face. Era ceva decedat. Să ajutăm. Da, da. Unde e împușcat? În ce zonă acolo? În piept. Dumneavoastră a sunat la ambulanță? Da. Ce ați auzit, doamnă? Urlete, țipete, atât. Ce spunea soția? Țipa, că s-a împușcat în baie. Înțeleg că e în vârstă. Nu știu, e vecinul lui dânsul. Da, în vârstă, dar nu știu vârsta exact. Nu știu, e vecinul lui dânsul. Știați că are armă? Nu. Îl știați, doamnă, s-a auzit ceva? Nu, eu stau acolo, nu știu nimic. Ați venit, ați văzut ambulanță? Da, nu, am văzut. Dar îl știați pe nu, unde ești din nu, cartier? Nu, nu-l cunosc, să știți dacă trebuie să mă credeți. Da, doctor, să ne spuneți cum l-ați găsit. Am găsit-o, a fost solicitat pentru o persoană împușcată, am găsit bărbatul respectiv decedat în baie, având pușca alături. Este prezentă și poliția, au rămas să efectueze cercetările în cauză. A murit pe loc, doamnă, doctor, nu s-a mai putut face nimic, s-a împușcat în piept, înțeleg. Nu se știe exact la ce oră s-a împușcat, noi l-am găsit decedat. În piept s-a împușcat? În piept, da. Ai luat tu pe mobil, Monica, ambulanța? Da, eu știu pe domnul. Era vânător, era un om foarte cum se cade. De-aia avea arma. Da. V-ați fi gândit? Da, nu, nu ne așteptam, nu ne așteptam așa ceva, nu. Știați că e bolnav? Știam, da, știam. Dar a zis vreodată că vrea să-și ia zilele? Nu, asta nu, niciodată. Chiar acum vreo două luni și am zis dacă nu. Și nu. Știați că e bolnav? Da, știam. Locuiți aici aproape? Nu, da, în locul vis-a-vis. Nu s-a auzit nimic, nu? Adică de acolo n-ați auzit. Eu n-am auzit, nu. Eram în casă. Avea armă no. De mult? Mergea da, da, de mult, da. Mergea, mai ales când era un pic mai tânăr, mergea cu prietenii, cu toți, când se organizau pentru vânătoare. Polițiștii piteștenii au fost sesizați cu privire la faptul că într-un bloc de locuințe a fost găsit un bărbat decedat.
Din primele verificări s-a stabilit că bărbatul, care avea o vârstă de 75 de ani, suferea de afecțiuni medicale și era deținător legal de armă de vânătoare. Totodată, chiar dacă în cauză nu au rezultat suspiciuni, pentru asigurarea cadrului legal necesar verificărilor în cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria Vitești.